Doctor Adelina Birceanu este medic primar de anatomie patologică, doctor în științe medicale cu supra-specializare în patologia urologică, pulmonară și patologia biliopancreatică. Este medic atât la Spitalul Clinic Sfânta Maria din București, cât și la Pato Team Diagnostic. Ați avut curajul practic să începeți și pe, să spun așa, pe cont propriu, într-un laborator privat. Ce înseamnă pentru un tânăr medic anatomopatolog din România să înceapă să lucreze în sistem privat? E o mare provocare, o responsabilitate. Eu am început acum un an acest proiect împreună cu echipa de colegi pe care i-am în prezent și pe care am mărit-o în ultimul an. Am lucrat cu toții, unii dintre ei mai lucrează și în alte laboratoare private. Eu mi-am luat inima în dinți și într-adevăr au fost și sunt nopți nedormite. Sunt multe compromisuri pe care le fac, dar e o satisfacție imensă că pacienții pot avea acces la medici foarte bine pregătiți, tineri și ei, însă cu energie, cu ambiție, cu dorință foarte mare de a citi mereu, de a fi up to date și de a oferi cele mai bune rezultate. Acum aș putea spune că nu suntem cei mai buni, însă facem tot ce putem să oferim rezultate de calitate și bune pentru pacient. Ce oferim noi este franchețe și rezultate bune. Și de ce spun franchețe? Pentru că sunt anumite cazuri care ne depășesc, însă fiecare dintre noi din acel laborator avem niște supra-specializări și niște fellowship-uri făcute în străinătate și ne-am păstrat legătura cu toți profesorii cu care am lucrat. Iar în momentul în care avem un caz dificil, deocamdată gratis, ei ne ajută cu rezultate. Ne direcționează puțin, ceea ce este un lucru enorm pentru pacienți. Deși ei nu cunosc aceste lucruri din spate, pentru noi este obositor, dar e așa o satisfacție când finalizezi un caz dificil și știi că îi oferi pacientului cea mai bună soluție. De ce este important ca medicii anatomopatologi să fie supra-specializați în anumite domenii? Cred că trebuie explicat pentru pacienți și pe de altă parte știu că există și medici care țin legătura cu anatomopatologi în funcție de cazuistica rezolvată. Pentru că în ultimii Eu sunt anatom-patolog am de 11 ani. În ultimii 11 ani s-au schimbat foarte multe. Au apărut noi nomenclaturi, noi ICD-uri, noi stadializări, iar aceste modificări apar rapid, apar la câteva luni. Este foarte dificil să cunoști în profunzime niște patologii dacă nu te focusezi pe ele, dacă nu le vezi doar pe ele. Cei care văd patologii, o patologie generală, nu spun că nu este bine, însă este foarte greu să cunoști în profunzime o patologie. Ba chiar să aprofundezi pentru un organ. Iar unul dintre lucrurile cele mai importante este să fii updatat nu numai cu ghidurile noi care apar, ci cu ultimele, mereu cu ultimele articole care apar, date de cei care dau ora exactă, cum am spus, de exemplu, în patologia biliopancreatică, apar la 2 săptămâni articole noi. Dacă le faci pe toate, nu ai de unde să știi aceste lucruri, să le citești, să cauți, să evaluezi. Și, într-adevăr, îți trebuie să ai o patologie de rutină ca să poți să te supra-specializezi. Și e greu, dar poți să citești, însă este greu singur.
Tocmai pentru acest lucru ai nevoie de un mentor care să-ți arate cluurile mici. Pe cele mari toți le vedem, dacă citim mult. Dar cluurile mici nu ți le poate da decât un maestru. Se poate spune că activitatea anatomopatologului este o treabă subiectivă și că ține foarte mult de cât aprofundează medicul. Cum poate face el astfel încât să aibă un rezultat cât mai acurat? Și aici mă gândesc și la IT-ul care vine din spate, inteligența artificială care poate ajuta în punerea unui diagnostic cât mai corect. În momentul ăsta, în România, nu putem să vorbim despre inteligența artificială. Acum, în mai, am fost la unul dintre cele mai mari congrese undeva la Porto, unde m-am și întâlnit cu profesori de-ai mei și l-am întâlnit pe profesorul Abbas Agaemi, care este unul dintre cei mai buni patologi din lume, pentru care am un profund respect. Și cu profesorul Volkan Atsai, la fel, care a fost președintele cancerului de pancreas, și am discutat puțin cu ei despre inteligența artificială, pe care încă ei nu o aplică în laboratoarele lor. Pentru că această treaba cu inteligența artificială trebuie să fie trăinuită tot de niște medici extraordinar de buni. Și mai avem timp lung până să aplicăm inteligența artificială, însă este un pas extraordinar de mare în această patologie. Inteligența artificială nu o să ia locul anatomopatologului, dar pentru a putea avea un laborator de inteligență artificială, în primul rând anatomopatologul trebuie să știe să-și recunoască leziunile și să știe că roboțelul a spus exact ce trebuie. Și trebuie să înțelegem că și noi, cât și roboții, putem să omitem lucruri. Și într-adevăr ei ne pot duce pe leziune, însă mai există posibilitatea să mai fie și alte leziuni pe care el nu le depistează și noi trebuie să-l învățăm. Aș vrea să vă întreb, că spuneați de laboratorul în care v-ați implicat, ce v-a nemulțumit sau ce nu ați avut la stat și v-ați gândit să implementați în privat? Ce n-am avut? În primul rând, n-am avut supra-specializări. Lucrând și în Germania și în Turcia, unde sistemul, de exemplu, sistemul din Turcia este cam la fel ca la noi. Însă eu am lucrat în Turcia într-un spital privat, care nu își permitea să întârzie cazurile pentru că și-ar fi pierdut clienții. Și tocmai pentru acest lucru erau medici supra-specializați care rulau cazurile. Deci interesul era atât financiar cât și în ajutorul pacientului. Iar în Germania lucrurile erau ca în Germania. Erai normat, știai că trebuie să vezi ca medic primar 50 de cazuri pe zi. Știai că ai o pauză de o oră, știai că vei vedea doar 2-3 patologii și pe acelea le vei vedea cu o frecvență și cu o calitate foarte bună. Adică știai că la finalul zilei, după 8 ore, că atâta este programul acolo, îți finalizai 50 de cazuri, iar a doua zi urma să primești alte cazuri. Era o muncă de echipă în care tehnicienii erau foarte bine pregătiți, la noi există o mare lipsă de pregătire a tehnicienilor pe anatomie patologică. În primul rând, asistenții de anatomie patologică sau tehnicieni nu cunosc limba engleză. Este foarte greu să acceseze niște cursuri în străinătate pentru că nu le cunosc. Anatomopatologii nu cunosc bine tehnica, deci n-au cum să învețe. Nu există cursuri în România pentru asistenți de anatomie patologică sau tehnicieni. Aici am avut noroc că am parte de niște tehnicieni tineri care cunosc foarte bine engleză, care sunt entuziaști, cărora le place extraordinar de mult să meargă la prezentări, să citească, să se updateze, să fie eficienți. Să am asistenți pregătiți în Germania. Iar ceilalți colegi sunt supra-specializați.
Iar pe mine, dacă mă sună cineva și îmi spune vreau un hematopatolog, eu am unde să-l direcționez, sau un neuropatolog, pentru că acestea sunt niște arii destul de strâmte și nu le are oricine. Iar oamenii trebuie apreciați și trebuie promovați. Și de asta am avut, mi s-a părut, eu am lucrat în laboratoare mari, private și în Spitalul Sfânta Maria la fel, însă nu era o promovare a medicilor, nu se cunoșteau supra-specializările, nu puteam să fim cu toții acolo, iar noi am putea rămâne la stat pe viață, indiferent de eficiența noastră. Și lucrul ăsta nu mi se pare corect față de nimeni.